Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Acesta nu este un mixer obișnuit. Acesta este un mixer în vacuum. Eram tare curios care este povestea cu un astfel de aparat, mai ales că în ultima vreme am dat-o mai pe legume, așa, de dragul sănătății și a câtorva kilograme de care vreau să scap. Nu sunt eu cel mai sănătos, dar măcar poate îmi va fi mai ușor să țin dietă cu ajutorul tehnologiei. Așadar, în minutele care urmează, facem unboxing unui alt fel de mixer. Țiplă, folie. Mi-a fost expediat, sper că tu îl vei căpăta în mai puțină folie de la magazin. Sau poate te să-mi iau eu un cutter mai bun. Ozen, vacuum blender. Mic, mic, dar foarte important. Made in Korea. Ce avem noi aici? Varianta pe roșu, Ozen Vacuum Blender în dreapta sus, pe stânga, nu știu cine le-a scris sloganul, sincer, make sense, take essence, și că este pe roșu, așadar în funcție de culoarea produsului vei avea un cod diferit și cam atât. Continuăm unboxing-ul. Vreau să văd în câte minute îmi fac juice. Un juice din ce am avut în frigider. Băi, nene, mai e o cutie în cutie? Deci că suntem la review de Nvidia, numai acolo am avut atâtea cutii. E așa, da? A scrie la fel. Ozen Vacuum Blender, Hansem Spanac și așa mai departe. Și are și niște chestii în limba română. Scrie aici așa, normal versus vacuum. Ce? Poate să blendeze chiar și din astea? Căpșun, blueberry, apple, where air is removed, only food is left to fill the empty space, leaving only the purest ingredients. Mm-hmm. Păi asta e promisiunea. Așadar, de ce mă interesează un astfel de blender? Pentru că promite că nu o să amestece legumele sau fructele cu aer. Aerul conține oxigen. Oxigenul oxidează. Ce înseamnă că oxidează? Strică. Strică legumele și fructele și de aceea vrei să faci o stoarcere cu cât mai puțin aer încât să le păstrezi cât mai proaspete. Cu cât mai puțin aer ajunge în sucul proaspăt stors, cu atât acesta va rezista și mai mult. Și mai am de dat un sigiliu negru jos de aici. Ceva ce greșesc eu? Oare? Oare? Te rog, cedează. Cedează. Băi, nene, dar ce e aici? Să nu zici că mai e o cutie. Nu. A scăpat. Manual de care n-am nevoie, că sunt român, am încercat astăzi mai devreme să fac ceva fără manual și nu mi-a reușit. Dar poate reușesc cu blenderul. Voi încerca așa. Oare merge așa? Eu sper că e și rezistent, că altfel nu n-ar râs să-l scot din cutie. Nu dărâm studioul cel nou. Îl iert că vine din Coreea și e drumul lung. Dacă m-am uitat eu bine în descriere de pe internet, ăsta ar fi un vas suplimentar pentru juice. Arată ca sticla, dar nu e sticlă. Este un tritan. Nu are BPA, chestia care sperie mămicile. În calitate de unboxer profesionist, pot să vă confirm că acest produs nu are o cutie, are două și scârți. Și sunt încăpățânate toate. Și mai are și o folie. Hai, prietene, cedează. S-a lipit de masă. Cât de tare! Cât de tare! Fii atent! Deci are de desubt un fel de ventuze. De fapt, sunt niște ventuze. O carcasă strong, așa, dintr-un policarbonat. Și când îl pui pe masă, nu mai pleacă. Mi-a plăcut asta. Asta trebuie să fie fața. Asta este recipientul de rezervă, îl dau deocamdată deoparte și hai să delegăm un pic de specificații. Așadar, ce avem aici? Avem un blender sub vacuum care folosește o tehnică de blendare
cu mixare în vid. Are un motor de putere de 960 W care produce o deplasare a aerului de 0,8 atmosfere. Ce înseamnă asta? Adică va fi o presiune mai mică decât presiunea atmosferică, așadar aerul va avea tendința să fie scos de acolo. Are cu tot undeva la vreo 3,4 kg, cutia are vreo 5 cu totul și la vreo 3 kg și ceva am un device pe care, ăsta este varianta pe roșu, dar este într-un policarbonat, vă spuneam, sănătos, cu un recipient pe care îl văd aici, pe care, ia să văd eu cum îl scot. Așa, ia, hai, cum te scot? Intuitiv, fără manual, da? Și un pahar tot așa dintr-un un plastic foarte rezistent care rezistă la șocuri și înăuntru are numai puțin de 6 lame, 6 cuțite. Uite cam așa, am scos și capacul. În interior sunt 6 lame care fac tăierea și îmi place și mânerul ăsta care are un cauciuc așa foarte aderent. Îți dă senzația că este un produs bine închegat. În rest, produsul destul de simplu, foarte straightforward, ușor de înțeles ce și cum. Capacul ăsta, de asemenea, are o garnitură dintr-un silicon destul de moale, așa, astfel încât atunci când îl bag, simt că și-a făcut treaba. Sunt curios până scoate aerul. Are el o treabă până scoate aerul. Și când îl bag aici, face cloc, click-cloc. Și acum îl închid. Și când l-am băgat aici, nu mai trebuie decât să apăs pe butonul auto. On și auto. Și aici mi-arată că a făcut vacuum. Și aici am și funcție de puls pentru mixare. Foarte simplu și ușor de folosit, nu mai trebuie decât să-l bag în priză. Ah, ce tare! Ce s-a întâmplat? Te-ai trezit? A făcut un piu. O fi primit curent. Chestia asta și cu asta. Ah, este un căpăcel. Deci mai am un căpăcel ăsta de rezervă. Cred că pe aici trebuie să iasă aerul. Așa, capacul ăsta poți să-l pui peste vasul suplimentar și pe ce ai făcut sucul, are o valvă pe aici, iasă aerul, am simțit la mână. Foarte tare. Și când ai băgat sucul aici, îți ții sucurile așadar fără aer înăuntru. Și poți să ți-l ții la frigider într-un astfel de recipient. Arată așa, destul de premium. Țac. Îl scot. Și v-am promis că o să fac juice din ce am găsit în frigider. Ce crezi că am găsit în frigider? Lime-uri. Nu știu cine o să le bea, dar cu siguranță o să fie bune pentru experimentul nostru. Mă gândesc dacă să le tai în două sau să le las așa cum sunt. Tu ce zici? Le las așa? Ce să pierdem vremea? Una, două, ajung două? Trei. Fie, trei. Whatever works. Am văzut că ăștia pe internet pun fructe, tot felul de portocale, tot felul de shake-uri, tot felul de fructe din astea roșii ca să iasă nu știu cum. Noi o să experimentăm cu niște fructe încăpățânate și reci. Asta e, să nu uiți să-i pun capacul. Ce nevoie ai de manual? Momentul adevărului. It's alive. Apăs? Îl apăs? Îl apăs? Îl apăs. Acum zice că scoate aerul din instalație și în vas zice că s-ar face vacuum. Asta zice pe internet, de ce am citit eu. Și când o să facă vacuum, ar trebui să înceapă mixarea propriu-zisă. Sper că n-am făcut o prostie. Deci că fac eu cafea. Așa se mai aude numai când fac eu cafea. Ok. Ia uite Radu. Cât de tare! Să-l opresc? Aha. Eu l-am oprit. Sper că am făcut bine.
Ok, dacă tu nu vrei să faci cu vacuum, nu trebuie decât să apeși și să învârți de buton și va pleca exact ca un mixer obișnuit, dar nu știu ce ai vrea să faci asta. Adică meriți să te bucuri și tu de experiența asta de piu-piu, bâz-bâz și poc la un moment dat. Dar, în esență, pentru toată tehnologia asta, băieții ăștia de la Ozen au luat o medalie de la un salon de inventică, ceea ce este din nou foarte tare. Dar hai să vedem ce avem în vas. În afară nu miroase. Trebuie să dau drumul la valvă, cred că. Cred că, da, e cam mult vacuum acolo. Ia. Vacuumul există. Nu doar în spațiu, ci și în mixer. Și acum pot să fac capacul? Mult mai ușor. Așadar, asta este o confirmare că vasul ține vacuum. Cine gustă niște piure, niște smoothie de lime? Îți trebuie un ficat foarte tare. Dar pentru puterea exemplului, aceste lime-uri au ajuns unde trebuie. Și cred că o să repet experimentul și cu alte lucruri, dar cu siguranță nu astăzi. Deocamdată mi-am demonstrat mie că tehnologia există și că rezistă. Și nu știu cine spală vasul. Dar așa arată blenderul în vacuum. Dacă n-ai înțeles foarte bine ce s-a întâmplat aici, poți să mai vezi clipul încă o dată, ori să intri la mine pe blog, unde am mai multe informații și link-uri către pagina producătorului Singura de Altfel. Și cam atât pentru astăzi. Aștept un like, un share și un subscribe. Spune-mi dacă vrei să mă mai vezi experimentând cu astfel de utilaje pentru bucătărie. La revedere!